La Primăria Generală a Municipiului București vorbește primarul general Nicu Șordan, îl urmărim împreună. Evident că oricine are dreptul să-și expună opinia în democrație, evident că oricine are dreptul să pot protesteze împotriva deciziilor autorităților, însă îi rog pe cei care o fac să o facă fără violențe și să o facă gândindu-se la cei pe care pot să-i pună în pericol. În ședința de Consiliu de azi, o ședință scurtă pentru că eforturile noastre din ultimele săptămâni s-au concentrat pe buget, o să avem o ședință cu mai multe proiecte așteptate în prima parte a lunii aprilie. Avem un prim punct prin care conferim titlul de cetățean de onoare domnului Voicu Rădescu. O să vorbesc mai mult la punctul respectiv. E o recunoaștere a personalității acesteia și a contribuției sale la dezvoltarea culturii independente în București. Avem un proiect care vizează scutiri de taxa auto pentru constructorii care vor lucra la rețeaua de termoficare. Vă anunț că a fost publicat în SEAP începutul licitației pentru cele patru noi tronsoane în lungime de peste 40 de kilometri pe rețeaua de termoficare. Și acest proiect nu face decât ca niște bani să nu mai fie plătiți de noi către niște constructori care și apoi prin taxă să ni plătească înapoi. Este o simplificare a unei proceduri. Și în fine avem pe ordinea de zi principală patru proiecte, pe ordinea de zi suplimentară, dacă o veți abropa, alte cinci proiecte de colaborare cu ONG-uri, de colaborare fie a Primăriei Capitalei, fie a primăriilor de sector cu ONG-uri care vor să dezvolte programe în programul operațional Capacitatea Administrativă. Termenul limită este mâine 31 martie, de aceea aceste proiecte au fost puse de urgență pe ordinea de zi. Ok, deci în primul rând aș completa ce a spus domnul primar general cu faptul că toate proiectele de pe ordinea de zi suplimentară au avizul la cel puțin două comisii de specialitate. Avizele au fost depuse la Secretariatul Tehnic. Deci putem considera procedural că lucrurile sunt în regulă. Am să o rog pe doamna secretar general să ne prezinte cele șapte. Da, am urmărit imagini în direct din cadrul ședinței Consiliului General al municipiului București. Protestatarii să nu pericliteze sănătatea altor oameni, a declarat primarul general al capitalei.